mare. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit, ne-ați ascultat și ca atare veți fi răsplătit. Pantaloni la cumoși. Așa, faceți un tur, vă rog, la pas. Și după aia, drapul. Că sunt una dintre cele mai vechi rase, deci sunt atestate și documentații care ar fi apărut cu 1000 de ani înaintea lui Hristos, pe vremea lui Iulius Cezar a fost introdus calul spaniol. Mulțumim domnului Dan, bine cunoscut aici printre noi, are... Așa, vă mulțumim pentru prestație. Salutăm. Vă mulțumim, faceți un tur. La pas. Deci acești cai au fost folosiți pentru muncile agricole. Deci din 5 linii. De fapt și în prezent să cresc 5 linii de cai polonez. Sunt ca... Facem încolo, mergem până la capăt, la pas și înapoi la trap și gata. Că e prea cald. Vă mulțumim. Pentru poza, ești un băiat frumos, fercheș, ai și cercei. Deci vreau să spun un chestie localnic. Este un semn greu. O iată foarte frumoasă, numită Kira. Domnul Grigore, mergi la pas și când vii înapoi, poți să vii la trap. Ca să scurtăm, primează Marco Ilie. Acum Ciornea Ionel, da? Vă mulțumim, domnul Grig. Suntem mândri că sunteți alături de noi la acest concurs. Doamna are ce ține. Deci... Mereți faceți o tură, un cal foarte frumos, un roi, un semigreu, la pas și ne întoarcem la tramic. Foarte frumos, armonios. Vă mulțumim pentru prestație. Salut în jurul, la nivelul umărului, la nivelul umărului. Vă rog să fie toată lumea atent, da? Salutăm la nivelul umărului, vă mulțumim. Marco Ilie este așteptat pe teren. Marco Ilie. Ciciou Ioan să se pregătească. Vă mulțumim. Adi. Adi. Deci Marco Ilie. Oh, nu știu. Marco Ilie. Marco Ilie cu un armăsarnă. Un perșeron care vine tocmai de la satul mare. Deci ce vreau să vă spun despre această rasă? Deci sunt numai vineți și negri
cai mari, masivi. Suntem mândri când e onorat cu prezența. Faceți o tură la pas și una la trap. Păi și 1.65. Sunt cai de tracțiune, foarte buni, foarte puternici pentru distanțe scurte. N-am ce face. Vă mulțumim pentru prestație. Unița Dan. Să se pregătească Cioancă Ionuț. Un fris foarte frumos, foarte armonios, condus de un om care se pricepe la cai, foarte frumos, foarte armonios. Vă mulțumim pentru prestație, este un cal agil. Vă mulțumim. Să se prezinte domnul Cioncă Ionuț. Un cal, după cum scrie, este adevărat, deci caii, acest cal este un cal de rasă Muracozi, se numește, deci, cum le spunem noi, Muran, acolo de Shinghe, Muranul românesc. Muracozi, nu știu bine să pronunț, Muracozi, deci este un cal de tracțiune unguresc, un cal foarte frumos, armonios și puternic. Deci acești cai provin din încrucișarea Ardenezului, Percheronului și Noricărului. Deci, în medie, înălțime 1.63 și acest mai mult Percheron. Vă mulțumim! Să se prezinte Ani. Și se pregătește cu un mânz de 10 luni, domnul Moca Viorel. E bine așa, domn șef, e bine așa. Deci este așteptat pe teren domnul Moca Viorel cu un mânz care provine din Herghelia Fitero, linia Fitero. Un mânz de 10 luni. Deci... Deci un mânz prezentat de un băiat și de domnul doctor Osicianu, care nu îl cunoaște pe domnul doctor, un mare iubitor de cai, medic la Spitalul Militar și profesor la Facultatea de Medicină Umană. Cei care au copii de meditat, le garantez de reușită. Trebuie să mă lau singur. Mulțumim, Otila. Otila. Blage Sergiu să se pregătească. Pentru prezentare și pentru ținută. Vă mulțumim din suflet pentru prezentare, am spus și pentru ținută. Trebuie să aducem un respect cuvenit semenilor noștri și nobilelor animale. Vă mulțumim. Blage Sergiu. Deci este așteptat domnul Blage Sergiu cu un polonez de 6 ani. Domnul Blage, vă mulțumim pentru prezentare. Calul trebuie să stai nemișcat măcar 5 secunde. 5 secunde, asta e regula. Deci întoarceți calul și încercați 5 secunde să-l țineți nemișcat. Bun. Vă mulțumim. Un cal foarte frumos, un murg frumos.
armonios. Urmează Bumbui Angel, cu o pereche de friz, cred că înhămați la trăsură. Egală, deci cai de frumusețe. Acești cai sunt foarte frumoși, se disting după mers, prin mers, deci are un mers înalt, ori ținută înaltă. Vă mulțumim pentru prestație, pentru cei doi cai frumoși, cu ținuta mai rămâne de văzut. Domnul Bumbui Angel, ținuta, v-am mai tras atenția, sper să nu vă supărați, dar trebuie să respectăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare! Să se prezinte Ciorba Carol, calul domnului Ciorba Carol. Un friz foarte frumos, de 10 ani. Perfect! Vă rog să fiți atenți la acest cal, cu o ținută frumoasă, un adevărat reproducător. Faceți un tur la pas și vă întoarceți la trap. Un cal foarte frumos, armonios, o ținută elegantă. David. Ferche David și Adișor. Vă mulțumim. Mulțumim, domnul Horica. Deci îi aștepta pe teren domnul Ferche David cu doi ponei. David cu doi ponei și Ferche Adișor cu un cal gips. Și vă mulțumim din suflet că mai avem copii care să iubească caii. Vă mulțumim. Mai faceți, vă rog, un tur la pas și vă întoarceți la trap. Copii! Bravo, vă mulțumim, felicitări! Salută în jurul, vă mulțumim și vă felicit personal de tot sufletul pentru că iubiți cai. Deci sunteți singuri cu nota 10. Domnul Dacian cu un ardenez negru și se pregătește Fitero Natalia. Deci domnul Dacian, deci vreau să vă spun că rasa ardenez provine de la graniță dintre Franța și Belgia, da? Este un cal de muncă, deci este un cal cu înălțime între 1,52 și 1,60. Mai nou, este admis și 1,60 până la 1,64, după noile reguli. Un cal foarte frumos, armonios. Un cal negru. Mulțumim crescătorului și cel care îl întreține. Să intre, este așteptată domnișoara Fită. Lasă-ți-ne, lasă-ți-ne! 5 secunde pe loc. Salutăm, vă mulțumim. Domnul Adrian, vă mulțumim. Lasă-te, vin. Este așteptată pentru prezentare domnișoara Fitero Natalia. Asta e o ținută corespunzătoare. Deci fetele nu trebuie să-și... Fetele și femeile nu trebuie să-și scoată pălăria, ci salută prin înclinarea capului sau la atelaj, întinde mâna cu biciul. Domnișoara Fitero Natalia.
cal care nu a mai fost numai la un singur concurs. Nu e prea obișnuit cu lumea. Salutăm! Îți mulțumim, domnișoara Natalia. Aranjează pretonul la cal. Așa trebuie să prezinte un cap. Vă mulțumesc. Se poate și aplauda. Se pregătește Paulet Trif sau Trif. A venit tocmai de la Berbești, Sighet, Maramureș, Baia Mare. Vă mulțumim. Cu ce se prezentați ca ei? Mulțumim, domnule. Cai, am înțeles că este al lui domnul Paulet. Trif Paulet. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Deci, la o prezentare, mâna față de botul calului sau de zăbăluță să fie la 20 de centimetri. Un cal se prezintă nu cu ștreangul în gură, ci cu zăbăluța în gură, domnul Paulet. Altădată să știm, da? Pălă. Seica Adrian. Caiul domnului Seica Adrian. Doica e Pinto. Deci Pinto și Apalosa, vreau să vă spun câteva cuvinte. Acești cai au fost crescuți în SUA, în America și în Canada, de către indieni. Iar când aceștia li s-au luat pământurile, această rasă a fost pur și simplu decimată. Asociația Crescătorilor de Cai de Animale din Oșorhei, că fără munca dânsului nu era posibil această întâlnire. Vă mulțumim pentru prezentare, mulțumim încă o dată domnului Seica Adrian, vă rog să aplaudați, pentru că merită toate aplaudile noastre. O familie frumoasă, cu oameni iubitori de cai, de animale. Mulțumim de suflet familiei Seica. Și cu asta să încheie Deci s-au mai înscris Moza David cu o iapă, tracțiune, o iapă grea, o ținută aproape de nota 10, dacă ar schimba pantalonii. Mulțumim, domnul David, te rog mai fă o tură. Domnul David! La pas, am spus mâna se ține la 15-20 de centimetri de zăbăluță. Așa, frumos, roată! O iapă frumoasă. Cred că e o iapă din rasa Brabant. Vă mulțumim pentru prestație. Domnul David. Deci încă o dată, da? Mâna se ține la 20 de centimetri de zăbăluța caiului. Când îl duci la pășunie cu poivanul, îl duci așa la 5 metri. La 2 metri. Sănătate! Domnul Bungău Mircea, da? Bungău Mircea, un frumos cal roi de 4 ani. Deci, vă rog să
să țineți calul de scurt, cum v-am mai spus acum de vreo 3-4 ori, așa. Deci caii cu sânge fierbinte sunt doar două rase. Rasa pur sânge arab și pur sânge englez. Caii de sport sunt caii cu sânge cald, iar caii cu sânge rece sunt cei rasele grele. Deci toți sunt caii cu sânge rece, indiferent de rasă. Vă mulțumim, domnul Mircea. Și încă o dată mai avem o fetiță, Bogdan Gianina. Ești cel mai frumos punei care a evoluat astăzi pe ringul nostru aici. Vă rog să aplaudați pentru că merită toate aplaudele dumneavoastră. Gianina, îți mulțumesc. Tu saluți printr-o simplă înclinare a capului, da? Gianina, înclin capul și atât. Mulțumim! Ești cea mai frumoasă fetiță care a fost astăzi aici și cea mai curajoasă. Deci vă rog să aplaudați! Bravo! Bravo, Gianina! Și o ținută corespunzătoare. Vedeți, așa trebuie să ne prezentăm, să prezentăm un cap.